Iubiții mei, deschidem cuvântul Domnului la Exod, capitolul 16, citesc primele patru versete, pagina din Biblie 76. Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din Elim și au ajuns în pustia Sin, care este între Elim și Sinai, în a 15-a zi a lunii a doua după ieșirea lor din țara Egiptului. Și toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit în pustia aceea împotriva lui Moise și Aron. Copiii lui Israel le-au zis: cum de n-am murit loviți de mâna Domnului în țara Egiptului, când ședeam lângă oalele noastre cu carne, când mâncam pâine de nesăturam? Căci ne-a adus în pustia aceasta ca să face să moară de foame toată mulțimea aceasta. Domnul a zis lui Moise: iată că voi face să vă plouă pâine din ceruri. Poporul va ieși afară și va strânge cât îi trebuie pentru fiecare zi, ca să-l pun la încercare și să văd dacă va umbla sau nu după legea mea. Amin. Vă invit cu respect, cu prețuire să ocupați locurile și pentru tot ce a fost până aici și va fi și mai departe, aș vrea să putem spune din toată inima: Dumnezeu să fie lăudat. Întotdeauna când trebuie să predic la o evanghelizare, am foarte mari emoții. Deși slujesc prin Harul Domnului de 17, aproape 18 ani, vă spun de ce am emoții. Nu am emoții din cauza mulțimii prezente, ci am emoții foarte mari că există o provocare enormă să aduci un mesaj complex din Biblie și să-l faci practic pentru omul de rând, poate nefamiliarizat cu Biblia așa de mult, la fel cum a făcut Domnul Iisus Hristos cu pildele. Sunt sigur că pentru el nu era greu și nu era o provocare lucrul acesta, dar atunci când s-a uitat la pescare, a spus pilda năvodului. Atunci când s-a uitat la oamenii care în mare parte se ocupau cu agricultura, a spus pilda semănătorului. E greu să vorbești omului din ziua de astăzi care se uită pe un telefon, dă de trei ori cu degetul și a văzut toate știrile de pe mapamond în 5 minute. Și tu să-l ții cu David și Golia 50 de minute, e provocare, e greu. Dar vreau astăzi să recunosc și să spun că între noi este cineva care poate sătura mulțimii. Și să știți că e foarte ușor să dai de mâncare la omul care e flămând. E foarte greu să dai de mâncare la omul sătul. Poți să-i pui prăjitură cu mac, o să zică că îi rămâne între dinți, el nu mănâncă. Dacă îi pui, eu știu ce, cozonac, cremeș, bagă de vină la orice, că e prea tare foaia de la cremeș, că e prea moare, că e prea multă, nu știu ce. Când omul e flămând, Dumnezeu satură după dorință tot ce are suflare. Doamne, în această zi te rog să ne saturi pe toți cei care suntem flămânzi. Pentru că tot Domnul Iisus spunea: ferite de cei flămânzi, cum în Timișoara, am fost la ora 1 în mall cu copii, apoi am mers la un control medical. În Timișoara, în 2024, să mai fie flămânzi? Că nu știi ce să alegi, Mesopotamia sau Madu, KFC sau Mac. Și mai știu cât de aveți pe aici. Iubiții mei, există o alt fel de foame care există în Timișoara și puțini o au. Și cred că aceia puțini sunt prezenți astăzi la Smirna. Ferite de cei însetați și flămânzi după neprihănire, după sfințenie, după o viață nouă, căci ei vor fi săturați. Doamne, satură în această seară. Iubită biserică, cântarea ultimă a corului e o cântare extraordinară. Mi-a schimbat predica și gândurile cu care am venit și am decis să vorbesc despre cineva. Așa spunea cântarea. E cineva. Și numele acestui cineva este Iisus Hristos. Vedeți dumneavoastră, foarte mulți din România își aduc aminte de acest cineva când trec printr-o cauză de boală, când cineva face un accident, când au o tumoare, când au o problemă. Dacă ar fi să vorbim despre familiile prezente aici, sunt sigur că fiecare dintre dumneavoastră ați fost încercați într-un fel sau în altul. Eu dacă o lună mie și soției mele ne merge totul bine, deja ne punem întrebări dacă suntem pe calea cea bună. Păi n-are cum să-ți meargă bine tot timpul dacă mergi spre cer. Tot timpul sunt necazuri, probleme, lovituri. Dar am o veste bună, diavolul nu dă la picioare la colegii lui, numai la cei din echipa adversă.
Așa că dacă trec prin probleme, prin necazuri, noi cântăm o cântare compusă de Odniel Știrb în 2003, eroii slavei vin acum acasă. Am o veste bună pentru voi, eroii nu se nasc, eroii se formează. Eroii se formează. Un om care este medaliat pentru mușchii care are în fața lumii, petrece 10 ani de zile fără să fie văzut de nimeni trăgând la fiară. Vedeți? El nu se naște cu mușchi, el se formează. Vreau să vă spun că vine o zi a premierii cerești. Și Dumnezeu prin necazuri, prin încercări ne formează. Spune Ioan 15:2, pe orice mlădiță care aduce rod, el o curățește. Acum, dacă curățirea însemna Tesla, eu m-aș abona primul. Știți? Sau o casă nouă, sau ceva. Eu aș fi primul. Dar curățirea de cele mai multe ori nu înseamnă neapărat o gresie, o faianță, o casă sau o mașină, ci curățirea de multe ori înseamnă lacrimi, necazuri, probleme, frământări. Am văzut oameni, iubiții mei, încercați prin sărăcie. Eram în Oltenia, niște frați au trimis un frigider la o soră care avea copiii ei și a mai înfiat câțiva, obligată fiind de o mamă care a fugit de acasă cu altcineva. Și m-am dus și am văzut acel frigider care cu 3 săptămâni, 2 săptămâni înainte fusese plin. Frații care l-au trimis cu mult bun simț au umplut frigiderul acela până la refuz. Însă când am ajuns și am vizitat familia aceea, frigiderul era scos din priză. Și am zis, soră, frigiderul acesta v-a fost trimis să fie în priză, nu să fie scos din priză. De ce îl ține scos din priză? Că cineva s-a cheltuit pentru frigiderul ăsta. Și a zis, frate Cristi, dacă aș avea ce să pun în el, l-aș ține în priză. Dar așa m-am gândit că nu are rost să consum curent, deja nu am ce să pun în el. Îmi iau multe lucruri pe caiet, multe lucruri împrumutate la magazin. Iubiții mei, am ieșit din casa aceea și parcă undeva în conștiința mea am auzit o voce. Nu ea e femeia încercată, ci tu ești cel încercat. Am crezut ani de zile cu omul cu frigiderul gol e încercat. Avem la noi la biserică, am avut până acum 2 cărucioare, 2 persoane pe cărucior. Una a plecat în veșnicie de 1 an jumate, acum mai avem unul singur. Și când te uiți la un om care intră pe cărucior, te uiți și zici, mă, cred că el e încercat. Dar parcă o voce la nivelul minții spune, nu el e încercat. Că n-am ce să cer de la el. Tu ești încercat pentru că ai picioare, ai sănătate. M-am uitat, iubiții mei, la oameni care sunt în durere, în necazuri și de multe ori am judecat poate greșit. Pentru că spune Pavel, cunoaștem în parte. Și când cunoști în parte, cum judeci? În parte. De ce să petreci la tribunal luni de zile de strâns probe? Ca judecătorul să nu asculte doar o parte, doar un avocat, doar păgubitul, doar o parte din probe. Iubiții mei, în această seară, aș vrea din toată inima să nu vorbesc despre încercarea prin cancer, nici prin diabet, nici prin pierderea cuiva drag, nici prin încercarea prin sărăcie, nici prin încercarea căderii unui examen la facultate. Aș vrea să vorbesc în seara aceasta despre încercat prin binecuvântare. O încercare care, dacă aș vorbi despre încercat prin cancer, nu s-ar potrivi la toți. Deși statisticile spun, prin doctori, 66% din oamenii care mor, mor de boli incurabile. Așa că atenție, când te uiți la un om bolnav, uită-te cu milă, uită-te cu compasiune, postește și roagă-te pentru el. Șansele ca tu să fii într-o zi așa sunt de 66%. Și Biblia mea spune, cum ai făcut, așa se va face. Iubiții mei, haideți să ne uităm astăzi la această încercare prin binecuvântare. Așa spune aici Biblia. Iată că voi face Exod 16:4 să vă plouă pâine din ceruri. Poporul va ieși afară și va strânge cât îi trebuie pentru fiecare zi ca să-l pun la încercare. Cum, Doamne? Atunci când vor cădea 10 de vagoane cu mană, că să rănești 2 milioane de oameni aproximativ câți erau ei, era vorba de 10, cineva a calculat, de vagoane de mană. Când o să vedem că plouă cu mană, cu mâncare, tu o să ne testezi, tu o să ne pui cântarul în față, da, o zis Dumnezeu, un cântar invizibil va fi pus în dreptul vostru. Și vreau în seara asta să ne uităm ce înseamnă încercat prin binecuvântare. În primul rând, iubiții mei, încercat prin binecuvântare înseamnă încercat prin recunoașterea sursei binecuvântărilor. Se întâlnește Esau cu Iacov în Geneza 33 cu versetul 9, după aproximativ 20-21 pic de ani de separare.
Și Iacov vrea să-i facă un cadou lui Esau, iar Esau îi răspunde cu următoarea frază. Eu am din belșug, păstrează, frate, ce este al tău. Auziți, vă rog, răspunsul lui Iacov în versetul 11. Primește, deci, darul meu care ți-a fost adus, fiindcă e cineva. Fiindcă e cineva. Fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăți și am de toate. Amândoi băieții aceștia care crescuseră împreună au spus, avem de toate, numai că unul dintre ei a zis, am de toate, pentru că în spatele binecuvântărilor mele e o mână care m-a binecuvântat. E o diferență colosală. Veți întâlni în viața dumneavoastră oameni care și-au făcut o casă și se vor lăuda cu ea. Și veți întâlni și oameni care și-au făcut o casă și vor spune, cu ajutorul Domnului, am casa aceasta. Veți întâlni oameni care au muncit în Anglia, în Italia, în Belgia, în România și vă vor arăta mașina sau mașinile pe care le au. Și veți întâlni și oameni care vor spune cu smerenie, tot ceea ce am, am de la El. Am de la El. Iubiții mei, în Ioan 21, ucenicii erau la pescuit și cred că versetul 4, dacă nu greșesc, o voce de pe mal le spune, copii, aveți ceva de mâncare? În versetul 4 spune clar că nu știau cine-i vocea aceea. Iisus era acolo, dar ei nu știau. Versetul 6, o recunosc că n-aveau nimica. Și Iisus Hristos spune, aruncați mreaja în partea. Acum eu vă întreb. Știți care e cel mai umilitor lucru pentru un pescar? Și eu pescuiesc cam de două ori pe an, știți? Dacă nu prind, nu mai plec, un an de zile nu mai plec la pescuit deloc. N-are rost să pierdem vremea, mai și spune soția, eu cu 7 acasă tot la pescuit, nici nu merge. Știți? Așa că mai au 2-3 cu mine, poate 2-3 mai prindem ceva dintre copii. Dar cel mai umilitor lucru pentru un pescar, știți care e? Să-l întreb, ce ai prins asta noapte? Auzi, dacă, măcar unul dacă prindea, ți-ar fi spus, și dacă a fost cât palma, că a fost un pic mai mare, știți? Dar măcar unul. Deși ce-au spus ei, n-am prins nimic. Hai să vă spun ceva în această seară. De multe ori pe țărmul vieții voastre, când nu prindeți nimic, e cineva care așteaptă să-l bagi în seamă și contrar gândurilor și ideilor tale, să asculți ce spune vocea aceea. Și vocea aceea a spus, aruncați mreaja. Acum eu vă întreb, credeți că un pescar experimentat o noapte întreagă dă numai pe stânga? Eu cred că o dat și pe mal și în apă. Și în aer și peste tot odată. Ori încercat orice variantă. Oameni experimentați. O schimbat și momiala de nu știu câte ori. O încercat. Dar nu prins nimic. Dar au zis, dacă vocea aia au zis, hai să mai încercăm o dată. Spune Biblia că au aruncat mreaja și nu mai puteau trage de mulțimea. Se va întâmpla în viața dumneavoastră să aveți uneori poate al treci pe la salariu sau alteori să prindeți o casă la un discount sau un teren poate mai redus sau ceva binecuvântare. Aș vrea să facem toți cum a făcut Ioan. S-a uitat Ioan la mreajă, nu putea să tragă de ea. Deși era obișnuit cu munca, s-a uitat la mal, s-a uitat la mreajă, s-a uitat la mal. Și dintr-o dată Ioan strigă următorul verset. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, l-a bătut pe Petru pe spate și a zis, Petre, știi cine e în spatele unei mreji pline, a unui frigidor plin, a unei plase din Kaufland sau unui cărucior plin, știi cine e? E Domnul. Iubiții mei, știți ce puțini sunt oamenii care mai recunosc că în spatele binecuvântărilor noastre este Domnul? O să întrebați, poate frate păstor, dar de ce trebuie să recunosc că e Domnul? Când eu am muncit pentru asta, tu ai muncit pentru că ți-a dat El putere. Că dacă nu aveai putere, erai legumă într-un scaun cu rotile. Nu? Pentru aia ai putut să muncești. Dar de ce e important să recunosc că e Domnul? Haideți să vă spun de ce e important. Toate binecuvântările pe care le avem în viața aceasta, le avem doar pentru o perioadă. Vă rog să spuneți careva dintre voi cu siguranță că sănătatea e pe viață. Poate cineva să spune lucrul ăsta? Nu.
Nici măcar nu putem spune că viața în sine, cadoul acesta fenomenal, o să fie până la 100 de ani. Nu putem spune. Nu putem spune copiii care sunt lângă noi că vor trăi până la 100 de ani. Nu putem spune. Sau că vor fi sănătoși tot timpul. Știți de ce e important atunci când primești ceva să recunoști că e de la Domnul? Că atunci când ți se ia, să recunoști că e tot voia Lui. Amin. Și acum veți spune, dar unde scrie asta în Biblie? Iov 1 cu 21. O pierdut Iov 11.500 de animale, un business de milioane de euro, dacă ar fi să comparăm în banii noștri, 10 copii morți. Și spune Iov următoarele cuvinte. Gol, am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Și cu alte cuvinte spune Iov, pentru că l-am recunoscut când o dat, pot să fiu liniștit când mi-o luat. Că n-aș fi pierdut nimic dacă n-ar fi fost el de acord să pierd. Și acum auziți, eu vreau să continui cu toată biserica, binecuvântat fie numele Domnului. Știți ce ne poate spune fie binecuvântat Domnul? Cine recunoaște că tot ce are, are de la El. Și atunci când sunt pierderi, sunt tot pierderi îngăduite de El. Am scris într-una din cărți despre Cotton Mather, un om pe care românii nu-l știu. Am vrut să afle despre el și eu am aflat despre el dintr-o greșeală. Un puritan, un om al lui Dumnezeu, unul din primii oameni care a pășit în Noua Anglie, actuală America. 15 copii a avut omul acesta, din care 13 i-au murit. 13 din 15, un caz mai greu ca al lui Iov. Și spune istoria, după fiecare copil în genunchea, pleca capul la pământ și spunea, Doamne, îți mulțumesc și pentru lucrul acesta. Și se ridica de acolo și predica mai cu foc. Eu am o întrebare. Cum puteți să vedeți oameni care îi dor măsaua și înjură? Și altul are copilul mort. Și spune, mulțumesc Domnului și pentru asta. Știți care e diferența? Atunci când îl recunoști pe Dumnezeu, când ai binecuvântarea, o să-l recunoști pe El, tot pe El și când pierzi binecuvântarea. Iacov 1 cu 16 spune, nu vă înșelați prea, iubiții mei frați, orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit de unde? De la Raiffeisen, de la șeful, nu, de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. De mici copii, părinții mei ne-au întrebat un lucru și ne-au învățat un lucru, să ne rugăm pentru masă. Uneori veneam din curte, repede ne puneam la masă și uitam să ne rugăm și ne oprea tata. Și parcă ne enerva, ne supăra. Păi deja începusem să băgăm în gură și tu ne oprezi să ne rugăm pentru masă. Hai să vă spun unde scrie în Biblie despre o rugăciune pentru masă. Deuteronom 8 cu 10. Când vei mânca, știți că sunt oameni care mănâncă și nu se pot sătura? N-au voie să mănânce până să satură. Corpul lor nu mai acceptă mâncare cât și-ar dori. Și-a zis Domnul despre voi care încă sunteți binecuvântați, când vei mânca și te vei sătura, să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Dar de ce, Doamne? Că atunci când vei fi în perfuzii și nu o să te mai poți sătura, să poți să spui, Domnul a dat, Domnul a luat, eu tot lângă Domnul rămân. Că am fost cu El pe munte, sunt cu El și în vale. Iubiții mei, cine nu recunoaște pe Domnul într-o farfurie de supă, nu-L va recunoaște nici într-o casă, nici într-un serviciu binecuvântat. 2. Încercat prin binecuvântare mai înseamnă ceva. Încercat prin atitudinea inimii noastre față de binecuvântările primite. Vreau să citesc un verset pe care îl știți mulți pe de rost. Filipeni 4 cu 13. Filipeni 4 cu 13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Acum, fratele Nicu sau alți frați de aici mai în vârstă, cu mult mai multe experiențe ca mine, sunt siguri că au întâlnit oameni care au ajuns în așa mari necazuri încât n-au mai putut să spună pot totul în Hristos.
Eu personal am întâlnit câteva situații. Frate Cristi, scrie în Biblie că pot totul, dar am ajuns în așa moment încât nu mai pot. Și atunci i-am întrebat pe oamenii aceia și vă întreb și pe voi, știți Filipeni 4:12? Și au zis, nu știu. Hai să ne uităm. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flământ. Acum mă uit la bărbați și la sfat, la consiliere, noi mai spunem la surori, la viitoarele soții, niciodată să nu vorbești cu un bărbat flământ. E pericol. Lasă-l să mănânce, încălzește, pune tot ce vrea pe masă și apoi cere bani pentru șei, pentru ce ai nevoie, cu tot dragul, se rezolvă. Dar nu vorbi cu cineva flământ. De ce? Că mulți n-au trecut pe la Filipeni 4:12. Îmi spunea o mamă, mă lupt cu 5-6 copii acasă, el vine și nu mă urlă. Nu-i gata mâncarea, mă, ce ai făcut până acum? Și o să trebuie să schimb 5 copii, să fac teme cu ei, să fac curat și el nu poate să aibă răbdare jumătate de oră până fac ceva. Să zic că iau copilul în brațe și... Iubiții mei, o zis Pavel așa, știu să locuiesc în vilă, știu să dorm pe o rogojină sau într-o temniță. Știu să umblu cu cea mai frumoasă mașină din Timișoara și dacă trebuie știu să umblu și cu autobuzul. Știu să... M-am obișnuit în toate situațiile. Știu să fiu sănătos și dacă trebuie să port o durere de spate după mie 20 de ani, o port. Și pentru că m-am obișnuit așa. Aproape 30 de ani au trecut până o scris el Filipenii. 30 de ani de zdrobire, de modelare. M-a trecut Dumnezeu și prin voi și prin munți. Și când am crezut că se termină o vale, parcă mai a apărut încă una. Dar pentru că m-am obișnuit așa, vreau să vă spun filipenilor și oamenilor din Timișoara. Pot totul în Hristos care mă întărește. Iubiții mei, vreau să vă amintesc cu multă modestie câteva pericole care ne pasc atunci când suntem binecuvântați. Primul pericol este mândria. Mândria. Soția mea a lucrat în anii de facultate, fiind dintr-o familie cu 12 copii. Noi am fost 9. Era nevoie de bani pentru școală. Și au mers să lucreze ca și menajeră în Franța, ca să poată face facultatea de medic-farmacist în Timișoara. Și acolo a întâlnit pe cineva care cu câteva săptămâni a ajuns înainte, a început și el să lucreze, avea câțiva euro în buzunar și a zis către soția mea, să va? Nu mai știa română. Numai ce aterizase, lucrase câteva săptămâni, deja nu mai știa limba română. Știți, sunt oameni care au și ei primul salar, au și ei câteva zeci de lei, nu le mai ajungi la nas. Și vine Biblia și ne spune în Deuteronom 8:13 un avertisment foarte clar pentru noi. Indiferent că ești ortodox, penticostal, baptist, Biblia e pentru toți. Când vei vedea înmulțindu-ți-se cerezele de boi și turmele de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți. Vedeți de ce e important punctul 1? Iubiții mei, dacă eu recunosc că tot ce am de la Domnul, și hainele de pe mine, și mâncarea și tot, n-am cum să mă mândresc. Eu rămân smerit, dumneavoastră rămâi smerit. De ce? Că Domnul nu mă așa face. Și-a zburat tot ce tu dat. Știți? Acum avem două variante. Să ne smerim noi sau să ne umilească El. Până e Bucadnețar, l-a umilit Dumnezeu. Eu vreau să mă smeresc de bună voie. Ca să n-am nevoie să mă smerească Domnul. Am văzut oameni pe care Domnul i-a smerit. Frații cu experiență de la voi din biserică, sigur ați văzut mai mulți ca mine. Când Dumnezeu o coborâ pe cineva, gata a fost. Am primit un mesaj într-o zi pe telefon de la cineva din județul Timiș, dacă nu greșesc, și mesajul suna așa, sunt un nobody, în engleză sunt un nimeni, și vreau să fac, frate, că este ceva pentru somebody, pentru cineva. M-am uitat la mesaj speriat. De cele mai multe ori ne primim mesaje de genul, tu știi cine sunt eu? Tu știi de cine te-ai legat în predică? Tu știi pe cine n-ai pus la cântare, că aveam și eu un solo și nu mai pot. Avem multe mesaje de genul ăsta. Dar rare sunt mesajele în care să spună cineva, eu sunt un nimeni. Dacă puteți să-mi dați o familie care are nevoie de ajutor, de mâncare, de medicamente, de haine, pentru mine familia aceea înseamnă cineva
cineva în ochii Domnului. Iubiții mei, mi-aduc aminte de un verset din Biblie. Când strigă un... Nu știu dacă îmi plăcea, dar poate că ar trebui să-mi placă. Fratele Vali ar fi trebuit să zică, fratele Cristi Boariu, un nenorocit din Deva, au venit să predice astăzi. Parcă arcumva ar curge predica. Știți? Știți, rar sunt oamenii care să se vadă nenorocit. Dar au zis Domnul, când te vezi nenorocit, eu răspund. Când te smerești, eu sunt lângă tine. Doamne, ajută-ne să ne smerim astăzi. Tatăl meu m-a învățat o cântare când eram copil și acum din când în când îmi mai trimite câte un mesaj, să nu uit cântarea. Și îmi spune, Cristi, știi cântarea care te-am învățat? Mi-e și greu să-i răspund la mesaj, că știu la ce se referă. E o cântare care rar să mai cântă. Auziți cum începe, nu mai vă spun cum începe. Sunt un bulgăraș prea mic. Nu mai ești nici director, nici păstor, nici la ANAF, nici nimic. Sunt un bulgăraș prea mic, sunt un strop de nou în soare și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Dacă în lume m-ai făcut o fereastră către tine, cu cât sunt mai nevăzut, cu atât tu te vezi mai bine. Iubiții mei, mă rog Dumnezeu să ne ferească de pericolul mândriei. Un alt pericol care ne paște atunci când Dumnezeu ne binecuvintează este lipirea de binecuvântări în loc să ne lipim de Cel care binecuvintează. Pățesc și eu cu unii din copiii mei, când le cumpăr un Lego sau un puzzle sau o jucărie, le cumpăr destul de rar, nu că nu mi-aș permite, ci ca să nu se obișnuiască. Mă duc uneori și găsesc după 3, 4, 5 ore tot cu Lego acolo. Nici mâncare nu le mai trebuie. Mă, dacă ar fi în post măcar, știi? Dar nici mâncare nu le mai trebuie. S-or lipit de jucăria aceea. Și acum ascultați-mă, că nu e valabil doar la copiii mei. Trebuie să mă duc să iau Lego-ul, să-l pun undeva pe birou sau în dulap, ca ei să mai vină la masă, să mai vină la mine în brațe. Uneori Dumnezeu îți ia Lego-ul numit sănătate ca să vii la rugăciune în timpul săptămânii. Uneori Dumnezeu îți ia puzzle-ul numit, eu știu ce, puneți voi binecuvântare, ce vă place vouă, ca să-l cauți din nou și să fii cu el la masă din nou. De ce? Pentru că există acest pericol, lipirea de binecuvântare. Am un prieten în cealaltă parte a României și băiatul acesta de pe la 12-13 ani a început să petreacă mai mult timp cu colegii de la școală decât cu cei din biserică. La 14-15 ani, din cauza că tata cumpărase utilaje și avea bani frumoși, reușea să facă bani frumoși într-o lună și uneori strica și câte 500 de euro la o singură masă cu prietenii. Mama plângea acasă, tata plângea la șantier, biserica era în post, că un băiat care odată spusese poezii, acum era la mese, în anturaje greșite și nu mai avea nevoie de biserică. Început să se lipească de binecuvântări în loc să se lipească de Cel care binecuvintează. Și într-o zi, are un accident cu motoreta. Că eu trebuie să facă nu știu ce figuri, știți? Că zmeritul nu face drifturi până Timișoara, că zmerenia nu face gălăgie. Numai mândria face. Și-o căzut de pe motoretă și îmi spunea el personal. O zis, frate Cristi, era asfalt bitum turnat recent. Cu spatele l-am luat. Numai bitum am ajuns pe spate. Mi-a rupt mâna, mi-a rupt piciorul, probleme. Am întrebat, cine au fost primii care au venit? Aia care a stricat 500 de euro, aia au fost primii care au venit. O zis, nu, mama, eu am venit prima. O zis, m-au băgat în spital și cu spirt și cu perie ori da jos după mine bitumul. O zis la noi în biserică, băiatul ăsta, dacă nu credeți că doare spiritul, mergeți acasă, înțăpați-vă colam aici la deja și puneți spirit pe ea. Și apoi comparați cu spatele meu care a fost plin de spirit. O zis, am urlat până mi-a ajuns gâtul verde. Dar n-aveam ce face. I-am scris acum mesaj într-o zi și i-am zis, îmi spui, te rog încă o dată, câte operații ai și câte șuruburi. Că nu vreau să zic o minciună în predică. Și o zis, frate Cristi, am 7 operații la picior, 3 la mână și 16 șuruburi. Și au zis, mergi și spune-le la toți tinerii. Dacă nu vor pocăință de bună voie, există și pocăință în șuruburi. Spune-le la toți. Dacă o mamă se roagă pentru ei, dacă un tată se roagă, dacă o biserică se roagă, vine vremea când Dumnezeu te deslipește de binecuvântare. Pentru că n-ai trecut pe la punctul 1 și l-ai ignorat pe cel care te-a binecuvântat.
Și să știți că operațiile doar, șuruburile nu sunt ușoare. O zi stră să le por cu mine toată viața, dar o să știi cum stă pocăința acum lipită de mie. În șuruburi prins acolo, 16 șuruburi prins. L-am întâlnit recent în fiecare sare la biserică. Când la rugăciune, când încolo face ceva, la un cerc dincolo, mâine la... Tătă ziua e ocupat și acum cu el o mai luat și un grup de tineri. N-ați vrea astăzi să faceți lucruri din acestea, dar fără șuruburi. Să ne apropiem de cel care ne-a binecuvântat. Nu să ne lipim de binecuvântările lui doar. 3. Un alt pericol, iubiții mei, știți care este? Împietrirea. Roman 2:4, spune Pavel aici un verset foarte important, că oamenii care sunt binecuvântați pot să ajungă să disprețuiască mila, îndurarea, bunătatea lui Dumnezeu. Și vine Pavel și ne spune așa, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă? Am o întrebare, este vreun părinte aici care face cadouri la copii cu scopul să scape de ei? Uite, îți dau un cadou, du-te de acasă și lasă-mă în pace că prea scump e curentul cu tine, prea multe cumpără. Nu. Întotdeauna când am făcut un cadou la copiii mei, am avut dorința asta să vină să-mi mulțumească. Și Pavel spune aici, iubiții mei, de zeci de ani Dumnezeu vă face cadouri, vă binecuvintează. Și face lucrul acesta cu un singur scop. Să te uiți în sus, să te uiți la tine, să vezi mizeria din viața ta. Tutunul, băutura, curvia, pornografia, minciuna, răutatea, invidia și câte nu mai ies. Și să spui, Doamne, Tu-mi dai binecuvântări și eu îți dau mizerie. Ce înseamnă pocăință? Îmi cer iertare? Nu doar îmi pare rău? Că și la Iuda i-a părut rău și după ce i-a părut rău, a mers direct în fundul iadului. Pocăință nu înseamnă doar îmi pare rău, pocăință înseamnă... După ce îmi pare rău, vin la Iisus Hristos, cred în jertfa de la Calvar, cred că El a plătit păcatele în locul meu și pentru că sunt mișcat văzând cum a murit în locul meu, de astăzi mă decid să nu mai trăiesc cum am trăit înainte. Și mă unesc de o biserică ca și Smirna din Timișoara și mă duc spre cer împreună cu cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Și voi fi la botezul care va avea loc aici și voi îmbrăca în o haină albă și voi recunoaște în fața Timișorii și al celor care se uită live. Că Dumnezeu mi-a schimbat viața. Doamne, mai lucrează în acest sens. În urmă cu câteva luni de zile la noi, la biroul din Deva, s-a prezentat un bărbat. Nu l-am văzut până atunci, nu l-am văzut de atunci niciodată. La ora 8, când terminasem consilierea cu cei care au fost acolo și aveau probleme, am ieșit pe hol și am văzut un om acolo și l-am întrebat cine sunteți, de unde veniți și o zis, vin de la 2 ore și ceva distanță. O zis, pot să intru în birou? Și am zis, vă rog să intrați. Când s-a pus pe scaun, a pus mâinile pe birou, capul pe birou și s-a scuturat biroul cum plângea. Am crezut că poate are cancer, am crezut că l-a părăsit nevasta, am crezut că i-a murit un copil, nu știam cu ce să-l iau. Rar să vezi un bărbat care plânge în halul ăsta. Când s-a oprit, am zis, de ce plângeți? Și-a zis, domnul pastor, aveam 12 ani, 10-12 ani, când bunica mă ducea la bisericile voastre. Când auzeam corul cântând, când în mine tresărea ceva, când se predica cuvântul. Însă la un moment dat lumea mi-a întins mâna și am zis, mă, eu mă duc să-mi caut fericirea în discoteci, în droguri, în beție. O zis, în afară de crimă le-am făcut pe toate. De 25 de ani caut fericirea și n-am găsit-o. Și în urmă cu câteva nopți, într-un vis de noapte, am văzut biserica voastră din Deva. Și o voce mi-a spus, du-te acolo, mărturisește-ți viața, căci vreau să-ți întind mâna și să te primesc înapoi cu pocăință. Domnul pastor, pentru asta plâng, că Dumnezeu mi-a ieșit în cale. Dar auzi și mi-a zis el, nici în curtea bisericii când am parcat, diavolul nu m-a lăsat în pace. Dar zic, ce s-a zis? O zis, nu intra că pocăință, o să râdă de tine. Așa m-a zis. L-am întrebat, o râs careva, că am avut program de rugăciune la 6 la 8 marța. Și au zis, domnul pastor, nu râs nimeni. Fiecare cântare, fiecare rugăciune, fiecare îndemn a fost pentru mine. M-am ridicat de pe scaun, m-am dus către el, am deschis brațele, l-am îmbrățișat și am plâns pe umărul lui și i-am zis, bine ai venit acasă. Mă rog în această seară pentru tine care ești aici, să poți să vii cu pocăință, să poți să vii cu lacrimi în ochi. Să poți să vii cu smerenie.
Și să spui, Doamne, din generația mea, unii nu mai sunt în viață, eu sunt în 2024, într-o zi frumoasă de aprilie, când afară copacii scolorați, când primăvara a apărut în Timișoara, adu, Doamne, primăvara și în inima mea. Că am căutat fericirea fără tine și n-am găsit-o. Cel care dă fericirea este Dumnezeu. Slăviți să fie numele Lui. Și în ultimul rând, ce mai înseamnă încercat prin binecuvântare? Încercat prin ceea ce facem cu binecuvântările primite. Genesa 12:2 spune Dumnezeu lui Avram ceva interesant. Avrame, îți fac o promisiune frumoasă. Genesa 12:2 voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Cu alte cuvinte, Avrame, o să-ți dau mai mult ca la alții. Și la unii Dumnezeu dă ani mai mulți ca la alții, la alții dă bani mai mulți ca la alții, la alții dă poate copii mai mulți ca la alții. O să Dumnezeu, tot ceea ce-ți voi da, Avrame, te va face să ieși un pic în evidență. Dar să nu uiți un lucru. Când vei avea un nume mare, când vei fi cunoscut în spitalul unde lucrezi, când vei fi cunoscut la judecătorie unde lucrezi. Îmi spunea un băiat din Suceava, m-a pus Dumnezeu într-o poziție înaltă undeva și nu o să spun unde. Și parcă așa mi-a crescut inima. Dar o voce mi-a spus, rămâi smerit, că nu te-am pus acolo că ai meritat. Te-am pus acolo că am oameni ai mei care de ani de zile bat la porțile așa și nu-i bagă nimeni seama. Se roagă, postesc și prin tine vreau să le deschid ușa. Și au zis, frate Cristi, a început să vină un domn, o doamnă, o soră, un frate. Și au zis, omule bun, de 20 de ani încerc să-mi pun în regulă pământul. De 10 ani am problema asta. Și au zis, rând pe rând, ei au încercat ani de zile, eu cu ajutorul Domnului, înțelegând versetul acesta, doar am semnat o foaie, doar am dat un telefon și Dumnezeu prin mine, cu smerenie, zicea el, o dat răspuns la rugăciune. Avrame, am un singur scop pentru care te binecuvintez. Vei fi o binecuvântare. Când ați auzit pe cineva rugându-se, Doamne, dăm 10.000 de euro, că vreau 5 să dau numele Tău? Mai rar auzi. Mai rar. Știu om în țara asta cu Bentley, mașină foarte scumpă, care duce bătrân la biserică cu ea. Doamne, mai dai 10, te rog frumos. Știți, când Dumnezeu îți dă ceva, uită-te să vezi ce faci cu ce Dumnezeu îți dă. Și acum o să vă spun poate de cel mai important lucru din predică. Eu voi face cu binecuvântările primite ceea ce sunt ca și caracter. Adică relația mea cu Dumnezeu, bună sau rea, mă va face să folosesc resursele lui Dumnezeu într-un mod corect sau greșit. Fiul risipitor, Biblia spune despre un băiat care a luat banii lui tata și a refuzat să mai rămână lângă tata. Și a plecat de acolo. Iubiții mei, când iei binecuvântările lui Dumnezeu și spui, Doamne, nu te vreau pe tine, vreau numai ce-mi dai tu, toate binecuvântările acelea le vei folosi în mod greșit și vor deveni un blestem pentru tine. Doamne, ai milă de noi în seara aceasta. Și o să vorbesc câteva minute și mă apropii de încheiere despre câteva binecuvântări. Dar atenție mare, ele sunt neutre. De exemplu, banii. Banii sunt ca și cuțitul. Cuțitul din bucătărie. Apropo, am o întrebare. De ce poliția din Timișoara nu a băgat în închisoare cuțitele și a băgat pușcăriașii? De ce? Pentru că nu există cuțit sfânt nici păcătos. Cuțitul este neutru. Însă cel care folosește cuțitul poate să-l folosească să facă, să taie o prăjitură sau poate să-l folosească pentru un scop greșit. Pentru aia se bagă pușcăriașii și criminalii în închisoare, nu cuțitele. Banii sunt ca și cuțitele. Dacă ești un om zgârcit și ai 10 lei, când o să ai 100, o să fii zgârcit la 10. Dacă ești un om milostiv cu 10 lei, când o să ai 100, o să fii milostiv la 10. Banii doar amplifică caracterul pe care eu l-am deja. De aceea în viață, înainte să fugi după bani, fugi să fii înainte să ai. La școală am învățat două verbe în limba engleză, când am început în clasa a doua, intensiv. Nu mi-a plăcut engleza în veci, dar o trebuie să o învăț. To have și to be. Sau hai să punem invers. To be, a fi, și to have, a avea. Știți ce le place la români? Have-ul. To have. Nu spuneți la mine aici. Nu le place to be.
Deși Biblia spune fiți. Românul spune ai, să lupți, să vadă toți mă ce ai tu. Iubiții mei, nu e rău să ai, dar mai întâi trebuie să fii. Că dacă ești un copil al Domnului, eu voi folosi banii pe care Dumnezeu mi-a dat să fiu un ajutor pentru alții. Hai să vă mai dau un exemplu. Pământul pe care l-am este neutru. Pământul. Nu există pământ păcătos, nici pământ sfânt. Există modalități greșite sau corecte de a folosi pământul. Unii pun cannabis în pământ, alții pun roșii. Pământul e de vină? Nu, Galateni 6:7 spune ce seamănă omul, aceea va secera. Ascultați-mă, poți să fii primarul Timișorii, dacă n-ai pus nimic, aceea iese. Nu spuneți nimic, că ar fi fain. Buruiană. Pentru aia e suficient în pământul inimii tale să nu pui nimic o săptămână și o să vezi cum iese buruiană. E suficient o săptămână să nu vii la biserică și o să vezi cum iese buruiană. De aceea în fiecare zi iau cuvântul lui Dumnezeu și seamăn sămânța. Doamne, ajută-ne la asta. Aerul este neutru, iubiții mei. Nu există cartier în Timișoara, bă, ăștia au aer sfânt, aer alți în Dumbrăvița păcătos. Nu există așa ceva. Aerul este neutru. Ascultați-mă, toți când inspirăm aerul, inspirăm același aer. Când îl dăm afară, aici e problema. Unii binecuvântăm, alții blastămă. Unii se uită la Dumnezeu și îl înjură. Alții se uită la Dumnezeu și spun, nici nu mai știu de câte ori m-ai ajutat. E diferență? E mare diferență. Iubiții mei, timpul nostru este neutru. Unii de la 6 la 8 într-o seară sunt într-un club de noapte, alții de la 6 la 8 sunt aici la rugăciune. Dacă Dumnezeu ține Timișoara în picioare, e pentru ăia care de la 6 la 8 sunt la rugăciune. Avrame, dacă o să găsesc 10 oameni buni în Sodoma și Gomora, nu o să dau drumul la pucioasă, nici la foc. Nu, nu. O să țin cetatea în picioare. Dacă România e încă în picioare, e pentru că sunt oameni care îl iubesc pe Dumnezeu. N-ai vrea să lipi alături lor în această seară? Timpul e neutru. Spunea Dumnezeu printr-un profet în Italia către un bărbat, te-am văzut de multe ori închizând Biblia ca să deschizi televizorul. Dar nu te-am văzut niciodată, o zis Domnul, închizând televizorul ca să deschizi Biblia. Și n-am venit să prebivesc pe televizor, că telefonul e de mii de ori mai periculos decât televizor. Oricum și el e neutru, îl vom folosi în funcție de caracterul nostru. Eu știu oameni care au divorțat din cauza unui telefon și știu oameni care s-au pocăit din cauza unui telefon. De ce? Depinde ce l-a ascultat pe el. Sănătatea este neutră. Alții își consumă sănătatea și fac diabet plimbând câini în centrul Timișorei. Alții își consumă sănătatea crescând copii. E diferență? Mare diferență. Mare diferență. Cum îți consumi sănătatea? Apropo, faptul că Dumnezeu te-a binecuvântat cu sănătate până astăzi, nu te-ai gândit să te pocăiești? Eram în Germania cu 3 frați păstori la urmă după un serviciu aglomerat. Vreau să merg să ne odihnim. N-aveam chef nici să mai mâncăm. Însă cineva la ușă a zis, haide să vedeți un caz cum n-ați văzut niciodată în viața voastră și poate nu o să mai vedeți. Ne-au pus pe gânduri, ne-am urcat toți patru într-o mașină și am plecat. Am mirat într-un apartament unde în partea stângă, așa cum parcă văd, erau două camere, una după alta. Am intrat cu emoții în prima cameră, conduși de o mamă uscată de viață. Și acolo, în prima cameră, am găsit o fată de 32 de ani, întinsă pe un pat, pe burtă. Și aici, în spate, undeva la șira spinării, avea o umflătură. Ne-am uitat ciudat, n-am înțeles, însă ni s-a explicat că atunci când fata s-a născut, s-a născut cu umflătura aceea și o parte din măduva spinării este acolo. Și doctorul a spus către mama, în ziua când ea se va întoarce pe spate și va dormi doar câteva minute pe spate, umflătura aceea se va sparge și va muri în câteva minute. Și tu vei fi responsabilă de moartea ei. Și acolo pe pat am văzut o fată care de 32 de ani stă doar pe burtă și care nu a dormit o secundă pe spate. N-am avut niciun cuvânt, n-am avut ce să spun. M-am plecat în genunchi ca să vorbesc de la egal la egal cu ea. Ea era pe pat, o să nu vorbesc în picioare. Când m-am plecat în genunchi în spatele ei, am văzut o poză. Era ea îmbrăcată în alb, în apa botezului. În
momentul acela parcă nu știam dacă trăiesc un vis sau e realitate. Și m-am uitat la ea și am zis, tu ești acolo în poză? Și ea a zis, da, și au zâmbit, bucuroasă. Și am zis, explică-mi cum. Cum? Că e plină Timișoara și Deva și România de tineri la care Dumnezeu le-a dat sănătate. Și au zis, când îți întrebați de botez, mă mai gândesc, domnul pastor. Mai faci o fi. Zic, ce te-a motivat să te botez? Că puteai să-L blastăm pe Dumnezeu și să-L înjuri. Că ți-o dat umflătura asta, cum fac mulți. Și nu o fac pentru, o fac pentru lucruri mult mai ușoare. Și au zis, frate Cristi, tata m-a dus câțiva ani pe bancheta din spate, mă punea la mașină. Stăteam pe burtă, pe bancheta din spate. Și încercam să mă țin cu mâna, că atunci când pune frână să nu mă duc în gol. Și când veneam în biserică, mă punea pe trei scaune. Și așa ascultam predica pe burtă, două ore jumate. Și într-o zi, cel despre care s-a predicat, despre Iisus Hristos, mi-a atins și inima mea. Și mi-am dat seama că și pe burtă poți să ai păcate și într-un apartament, neplecând poate nici o zi la școală, poți să ai păcate. Și am zis, vreau să fac și eu botezul. Frate Cristi, sunt o fată bucuroasă. Sunt o fată pregătită și mi-e dor să mă întâlnesc cu El și să ajung într-un loc unde nu o să mai fie boli și nici necazuri. Iubiții mei, vă întreb astăzi pe voi ce vă oprește să faceți botezul. Mă gândeam la fata asta, stând acolo în apartament, auzea că era la bloc, auzea în parcul care era aproape cum se joacă copiii și putea să strângă din dinți și să vorbească urât cu Dumnezeu. Și putea să-și reverse toată mânia și frustrarea pe părinți, pe Dumnezeu, pe păstori, să zică mai tăceți din gură cu predicele voastre că Dumnezeu nu-i drept. Hai să vă spun de ce Dumnezeu nu-i drept cu unii, ca să-i ridice într-o zi și în ziua judecății să-i dea exemplu la o planetă întreagă. Și când Dumnezeu va ridica o fată din asta în picioare, vă asigur că va închide gura la miliarde și miliarde de oameni care au fost sănătoși, care au avut de toate și nu s-au pocăit. Am ieșit afară și acolo, undeva după bloc, am plâns. Nu m-am gândit niciodată că în rugăciunile mele trebuie să mulțumesc Domnului că pot să mă culc pe spate. Te-ai gândit la asta? Ce faci cu sănătatea ta? Ce faci cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat? Ultimele versete pe care le citesc în această seară, Iov 29:12. Vino zi, iubiții mei, cineva m-a întrebat, de ce alergi atâta? Și i-am spus, pentru că mi-a spus Domnul că vine o zi când nu o să mai pot să alerg. Că vremurile se vor schimba. Bun, și-o zis, și dacă nu mai pot să alerg, ce? Și zic, în ziua aceea o să am o bucurie că atunci când am putut, am făcut. Iubiții mei, într-o zi când veți ajunge la reanimare în Timișoara, și nu vreau să prorocesc pentru nimeni că nu sunt proroc, într-o zi când nu o să mai poți să vii la biserică, într-o zi când nu o să mai poți să te implici ajutând un sărac, când o să fii undeva întins într-un pat, o să picure perfuzii în tine, singura mângâiere care o să o ai, știți care e? Că atunci când ai putut, ai făcut. Că atunci când ai fost binecuvântat, ai folosit binecuvântările tale și ai fost o mângâiere pentru alții și ai fost un ajutor pentru alții. Uitați-vă la Iov, pe o grămadă de gunoi, de cenușe, cu un ciob în mână. Iov dă filmul vieții sale în spate. Și spune Iov așa, scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin. Ce mai făceam? Mai departe, binecuvântarea nenorocitului venea peste mine. Umpleam de bucurie inima văduve. Avem un departament la noi, la biserică, un frate prezbiter din comitet și încă câțiva din biserică, i-am rugat să facă o echipă și să avem toate văduvele și bolnavii din biserica noastră vizitați. Și mi-a spus cu bucurie, Hade Cristi, în 2023 am reușit să-i vizităm pe toți de două ori. Și am zis, vă apreciez și mulțumesc Domnului că existați. Pentru că voi, umplând de bucurie inima unor văduve, rugăciunile acelor oameni într-o zi o să vă urmărească. Și când o să fii în greu, în cenușă, în vale, în cancer, în probleme, și o să simți o alinare, o adiere, va fi din spatele unei rugăciuni pe care cineva a rostit-o. Mai departe,
mă îmbrăcam cu dreptatea și slujeam de îmbrăcăminte, neprihănirea. Îmi era manta și turban mai departe. Orbului. N-am râs de orbi, o zis Iov. Când mi-a întins mâna, n-am zis, băi, mereți voi, vedeți, căutați pe alții. Eu sunt prea ocupat cu business-ul să vă ajut. Nu. Orbului eram ochi și șchiopului picior. Celor nenorociți. Vedeți că eu vorbește la trecut? Că acum la prezent nu mai putea să facă lucrurile astea. Dar o zis Iov, când am putut, am făcut. Iubiții mei, mă rog din toată inima astăzi, haideți să mergem acasă să deschidem frigiderul. Nu e așa că avem mai mult decât avem nevoie? Uite-te la sănătatea ta astăzi. Eu personal am un colegă de gimnaziu care e în mormânt. Când eu aveam 24 de ani și ea 24 de ani, eu am făcut nunta, ea a făcut cancer și în loc de nuntă avea și ea programată nunta, e în mormânt. Voi aveți colegi care îți plecați deja. Și Dumnezeu pentru tine a scris viață ca să mai auzi o predică. Să mai auzi cântări frumoase și minunate. Și undeva în inima ta să auzi că e cineva care te binecuvintează. Ani de zile am crezut că mă scoală alarma dimineața. Dar mi-am dat seama într-o zi că e mâna lui care mă trezește. În fiecare secundă pe glob mor doi oameni. Și tu n-ai fost printre ei și eu n-am fost printre ei. Și Dumnezeu a mai scris viață în dreptul nostru. De ce? Nu doar ca să ne binecuvinteze, ci ca să ne încerce prin binecuvântare. Acum ați înțeles, după această predică, de ce în ziua judecății nimeni nu va avea nicio scuză? Iubiții mei, vă întreb, cu modestie, cu respect, cu cei Dumnezeu de vină că 70 de ani, 50 de ani, 30 de ani, au dat 115.000 de bătăi în 24 de ore ale inimii la o persoană. Faceți un calcul. Eu am fost la o mormântare cu soția la tata păstorului nostru, la fratele Ducanu, la tatăl lui, 92 de ani. Înainte să încep predica, am făcut un calcul. 22.000 de respirații pe zi, ori 365 de zile, ori 92 de ani. 700 și ceva de milioane de respirații. Omul acesta, spuneam acolo și vă spun și vouă astăzi, nu a așteptat până la 91 de ani să se pocăiască. La 17 ani au găsit un nou testament, nu era biserică penticostală în sat. O mers apoi în armată și a văzut pe cineva cu nou testament și a zis, vă implor, vă rog, lăsați-mă să citesc din el. Că de când am citit din nou testamentul ăsta, mi-am dat seama că bucuria nu e la chermeze, nu e la banchete, nu e în băutură, nu e în imoralitate. Și bărbatul ăsta a zis, vreau să-L urmez pe Dumnezeu. 63 de ani de căsătorie cu Dumnezeu și cu soția. Dumnezeu l-a binecuvântat și el a zis, vreau sutele de milioane de respirații să le folosesc pentru Domnul. A fost proroc, a fost prezbiter și a fost tată a 4 copii. Tu ce vei face cu sănătatea ta? Am o întrebare, ce voi spune în ziua judecății după 700 sau 500 de milioane de respirații primite cadou de la Dumnezeu? Ce vei spune? Doamne, n-am avut timp. Și Dumnezeu o să zică, n-ai avut timp? Eu vă asigur că niciunul din biserică și nici măcar din Timișoara nu moare înainte să audă cel puțin o dată, într-un fel sau în altul, chemarea Evangheliei. Întrebarea nu e dacă aude, întrebarea mea e dacă răspunde. Răspuns în această seară la chemarea Lui? Dați-mi voie să închei cu o poezie. E o poezie scrisă de o mamă încercată. Dar nu e încercată prin binecuvântare ca și noi, ci e încercată printr-o boală a unui copil. Și copilul acesta are 25 de ani de când poartă boala aceasta de paralizie. Și femeia aceasta a scris o poezie frumoasă. Am luat-o pentru mine, dacă vreți să o luați și pentru voi. Poezia spune, unii vor iubire, alții vor putere. Unii doar un număr pentru o mângâiere. Unii casă mare. Și mașină nouă, alții doar o umbră, unde să nu-i plouă. Unii vor să audă, alții să vorbească. Unii doar o clipă, cerul să privească. Unii o moșie mare și bogată, unii ar vrea o mamă.
Alții ar vrea un tată. Unii haine scumpe și pantofi, mai mulți. Alții vor picioare și ar umbla descalți. Unii vor un munte, alții vor o mare, unii doar să aibă cele necesare. Unii vor avere, faimă, bogăție, alții sănătate. Pentru a lor copii. Unii vor să aibă propriul răsărit. Alții doar să uite ceea ce au iubit. Pelerin prin lume, între nu și da, fiecare suflet are rana sa. Nu tot cel ce râde este fericit, cum nici cel ce plânge, totul la sfârșit. Luptă pentru tine, ușurează-ți chinul, iar de nu se poate, să-ți accepți destinul. Fii cu gânduri bune și să creezi mereu. Când nu vine nimeni, vine Dumnezeu. Îi mulțumesc că au venit în această seară la Smirna. Nu l-am adus eu, nu l-ați adus voi, au venit de bună voie. Că aici, în biserica asta, mai sunt niște oameni care se roagă, care postesc și el i-a tras de omul care se smerește. Și el i-a tras de cei care sunt aici și încă nu s-au întâlnit cu el. De aceea vă invit să ne ridicăm în picioare. O să facem o rugăciune împreună și vreau ca fiecare dintre noi să ne putem ruga. Dar înainte să ne rugăm, vreau să închidem cu toți ochii. Aș vrea în următoarele minute, secunde, să te uiți la viața ta. Să vezi câte binecuvântări ai primit și să spui ca și salmistul, cum voi răsplăti Domnului? Toate. Toate. Aș vrea să te uiți la felul în care ai trăit, atunci când El dorea să te smerești, să te pocăiești, să-i mulțumești, să-i fii recunoscător. Și dacă este cineva în această seară care încă nu a făcut legământ cu Domnul, care încă nu și-a predat viața lui Dumnezeu și vrea în seara aceasta să înceapă o viață nouă și are nevoie de pocăință, de iertare, de o haină albă, noi ținem toată biserica ochii închiși, capul plecat, eu voi ține ochii deschiși. Și vreau să mă uit mai întâi la balcon, dacă este cineva, fă-mi un semn cu mâna, vreau să mă rog pentru tine la sfârșit, dacă este cineva care are nevoie de Iisus în această seară. Dumnezeu să binecuvinteze, acolo văd 4 mâini la balcon, dacă mai este cineva. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă este cineva aici în dreapta sau în stânga, care are nevoie de Iisus, de mântuire, de iertare. Dacă este cineva în sală, Dumnezeu să vă binecuvinteze, dacă mai este cineva. Dumnezeu să binecuvinteze 3 mâini la bărbați. Dacă mai este cineva, Dumnezeu să te binecuvinteze, Dumnezeu să vă binecuvinteze, văd încă 5 mâini în stânga mea la cor. În seara aceasta, cel despre care coarul a cântat, l-am recunoscut. Nu a rămas doar un anonim, nu s-a retras în univers să se ascundă de noi, ci a venit cu prezența lui. Și vreau prin rugăciunea care o vom face cu toții, să-i spunem ce avem pe suflet, să-i cerem iertare, să-i spunem să ne dea o haină albă, să ne dea mântuirea și să-i promitem că binecuvântările care ne le-au dat le vom folosi spre slava lui. Amin. Ne rugăm cu toții.